situație explozivă la Focșani. De aproape două săptămâni, sute de angajați ai autorității locale, printre care și polițiștii locali, nu și-au luat salariile. Bugetul orașului a fost blocat de consilierii PNL-USR Plus și până în acest moment nu a fost găsită o soluție. Victimele sunt oamenii. Prolex a fost ieri, 16 iunie, la Focșani, pentru a discuta atât cu membrii din poliția locală, cât și cu primarul și consilierii primăriei în încercarea de a găsi o soluție pentru oameni. La ședința de consiliu, în loc de soluții, a fost scandal. Da. Bun, gata? Și banii? Gata? Alo? Gata? Consilierii USR au refuzat în continuare să valideze bugetul spre disperarea oamenilor, parte din ei prezenți în sală, care au înțeles că mai durează până când își vor putea căpăta banii munciți. Cum motivează USR blocajul? Având în vedere că bugetul din 10 mai este în unanimitate aprobat, cheltuielile se pot face în aceste limite fără nicio problemă. Domnul primar, pentru celelalte linii negative care se înregistrează la alte instituții subordonate, trebuie să facă o convocare de ședință de care o fi ea pentru rectificarea bugetară. Și nu, se face după 1 iulie, mai nu. Aveți articolul 19 la îndemâna dumneavoastră. Nu, aveți articolul 19. Îmi cer scuze, vorbesc cu doamna și după am explicat și noastră punctul noastră de vedere. Este foarte clar și dacă îl veți accesa, dacă nu pot să vi-l citesc și eu. Spuneți-mi cum se poate debloca situația de astăzi, concret, în ce se întâmplă? Situația de astăzi trebuie doar, e simplu, trebuie doar un proiect de hotărâre, strict pe liniile negative, cu specificații exact ca în această solicitare, să suplimentăm acele sume din fondul de rezervă cu exact atât cât trebuie până la zi, la conform execuției contului de execuție, până în iunie, astfel încât, bineînțeles, ne trebuie și un document de cheltuieli făcute până la data actuală. Și atunci noi, validând toate erorile, putem să demarăm celelalte procese. Primarul e de altă părere. Conform celor spuse de domnul prefect, care a eludat obligațiile legale, acelea de a exercita controlul de legalitate asupra hotărârii de Consiliu 101 privind aprobarea bugetului pe anul 2021, a spus-o doar printre rânduri că această hotărâre este nelegală și a invitat la o rediscutare a acestei hotărâri pentru a pune în acord legalitatea cu oportunitatea. Deci este foarte clar că prefectul printre rânduri și a spus punctul de vedere că această hotărâre este nelegală. Ceea ce am și făcut astăzi. Am invitat colegii din Consiliul Local pentru a rediscuta, de fapt a abroga hotărârea 101 și a rediscuta proiectul postat pe site-ul primăriei încă din data de 6 aprilie, postare care a fost făcută conform legii pentru a fi asigurată transparența decizională. Dumnealor refuză în continuare, refuză. În acest moment bugetul este invalidat de sistemul electronic de evidență a bugetelor a Ministerului de Finanțe. Noi nu putem emite aceste ordine de plată, deși doamna viceprimar declară că a vorbit la finanțe și că aș putea, dar sunt niște îndemnuri la fals. Ceea ce noi nu vrem să facem. Colegii mei din primărie, din contabilitate, din direcția economică refuză acest aspect pentru că, să ne înțelegem foarte clar, la emiterea ordinului de plată, sistemul eliberează un cod. Codul respectiv este eliberat și în acest moment de către aplicație, dar este eliberat în temeiul bugetului pe anul 2020. Deoarece aplicația nu a recunoscut bugetul pe anul 2021, el are pentru că nici legiuitorul și nici cel care a întocmit această aplicație nu s-a gândit la o asemenea situație inedită în România în ultimii 31 de ani. Am convocat o nouă ședință să rediscutăm proiectul pe care dumnealor l-au refuzat, nu l-au discutat nici în ședința de comisie de buget și l-au refuzat și am convocat încă o dată. Poate eu știu, înțeleg situația, gravitatea faptelor și poate ajungem la o situație de normalitate pentru a putea ca acești cetățeni, acești angajați ai primăriei să-și ia salariile pe de o parte, iar pe de altă parte să putem să ne achităm și noi ca primărie de toate obligațiile pe care le avem față de furnizori, de utilități, de servicii, de constructori.
Polițiștii locali, asemeni tuturor angajaților, sunt victime colaterale. Sindicatul a analizat situația și ia în calcul varianta de a se îndrepta cu acțiune în instanță, nominal, împotriva consilierilor care au creat o astfel de situație pentru sute de angajați. S-a mai întâmplat vreodată să nu vă puteți lua banii pentru că... Nu, niciodată. Am mai avut o situație când s-au redus la tot sistemul bugetar, mă refer la cei 25%, așa, dar asta e cea mai gravă. Este gravă fiindcă nu mai ai predictibilitate. Nu mai știi ce se întâmplă. Este un blocaj. Da, e un blocaj și nu știi ce se va întâmpla. Acum cât timp trebuia să luați banii? Pe 7-le luni. Practic acum trebuie, cum s-ar spune, din salariul femeii. Da. Sau a soției. Cum de s-a ajuns în situația asta? Că ce anume a generat-o? Nevalidarea bugetului local. Deci s-a supus la vot un buget. Din câte am înțeles și noi, bugetul a fost pe minus. Nu s-a validat. Și am intrat într-un blocaj. În acest moment sunteți victime colaterale și noastră și toți... Tot în ce înseamnă aparatul de specialitate al primarului, suntem prinși în această situație. Și nu se întrevede o rezolvare, din ce am văzut astăzi în orizontul apropiat. Astăzi a fost, convocat ședință de Consiliu Ordinară. Nu s-au ajuns, nici măcar n-au apucat să intre în ședință, propriu-zis, că s-au certat înainte de a începe. Dumneavoastră în tot acest timp lucrați... Sunt obligat de lege, că dacă aș lipsi de la muncă 3 zile consecutive, aș fi dat afară. Obligat, forțat, chit că iau bani. Adică dumneavoastră vă îndepliniți toate îndatoririle, în schimb statul nu și le îndeplinește pe cele față de dumneavoastră. În ciuda tuturor acestor probleme sau în momentele astea când vedeți că nu v-ați luat banii de 5-7 zile, că situația se prelungește, v-ați gândit să renunțați la meseria de polițist local, să faceți altceva? Nu neapărat să renunț. Practic ne gândeam că noi ca și colegii ne orientam să vedem către alte orașe. Deci nu v-ați gândit să renunțați nu, la nu, așa? Mă duc către alte orașe, gen cum s-a mai auzit, nu știam, pe surse... Zvonuri, bârfe, Constanța, chiar și Cluj, unde văd că acolo lucrurile merg. Da, adică Cluj. Asta v-am să zic, nu v-ați gândit să vă schimbați meseria, ci orașul. Am impresia că și Cluj e condus de un oraș, dacă nu mă știu, PNL, nu știu da, exact, nu cunosc exact zona, dar nu are contează. Politica nu are nu contează politica, dar merge, lucrurile că merg. Și la Iași, și, mă rog, au avut și ei sincope adică cu bugetul, dar l-au depășit ne orientăm și la Iași către și un oraș unde lucrurile chiar merg. Adică ajungeți să plecați din propriul oraș, din cauza administrației locale, ca să vă puteți face meseria în altă parte. Și e trist, fiindcă Consiliul Local chiar nu ne înțeleg atribuțiile. În momentul în care tu, ca și Consiliul Local, nu cunoști atribuțiile și te miri că mă vezi în stradă, dar cum poliția locală are atribuții pe linie de rutieră, poate să dea amenzi la oprire neregulamentară, și tu acum vii să reorganizezi, să desființezi poliția locală în condițiile în care tu nu cunoști atribuțiile. Și mai mult, nu că nu cunoști atribuțiile, dar nu știi ce fac. Să sperăm că nu vom ajunge în faza de desființare și că reorganizarea, dacă va fi făcută, va fi făcută cu respectarea legii și sunt convinsă că Prolex va veghea la această... Și reorganizarea ar trebui făcută adică în cunoștință de cauză. Cum rezistați în această perioadă în care, iată, de atâtea zile nu mai încasați bani? Foarte greu. Practic rezist salariul soției în condițiile în care sunt rate, sunt facturi de plătit. Eu personal sunt conștient că poliția locală ca instituție are nevoie de o reformă structurală. Da? Sigur. Pentru că la un moment dat cumva atribuțiile noastre au luat-o înaintea legii noastre de organizare și funcționare, dar nu neapărat anumite lucruri, da? Și trebuie să stăpânim foarte clar care sunt atribuțiile noastre pentru nu a trece linia dincolo de abuz în serviciu și atâta timp cât legea nu se schimbă, cumva e un zid de care te lovești. Și legea care implică automat și lucrurile care Prolex-ul vorbește de nu știu când, încadrarea în grupă de muncă și reducerea vârstei de pensionare. Asta este una, deci eu vă spun personal, deci cumva mai am undeva la 3-4 ani până fac 58 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, dacă cumva nu se schimbă nimic în, adică ce, legat de reformă, neapărat de încadrarea în grupă, de asta zic, plec pentru că voi fi conștient că după 58 de ani da, mai ales că ați făcut acest serviciu de mulți ani.
Adică de mulți ani lucrați în condiții, în ploaie, în soare, exact, în vremuri, exact, ud la picioare, ud la cap, frig, mâini înghețate și așa mai departe. Adică să ne reamintim că avem și iarnă, avem și vară, avem și ploaie și sunteți tot timpul pe stradă. Pentru că lucrurile se adună și la un moment dat, efectiv, nu, deci, practic, nu cine e, crede da, că... nu e o fantezie sau o, așa, corect, nu e, nu crede... e o, un moft, este o realitate. Cine crede că după 58 de ani mai poate să stea în stradă, nu știu, e visează. Părerea mea. Sperăm cu toții că da, va exista această lege sau că Prolex va câștiga în instanță acest proces pe care l-a demarat. V-ați înscris, nu? Da, da. Da, este esențial și să, noi credem că îl vor câștiga, sperăm. Lucrez la dispeceratul Poliției Locale Focșani. Serviciu greu, dispeceratul. Dispeceratul este un serviciu foarte greu, deoarece avem foarte multe sesizări de la cetățenii municipiului Focșani. Nu avem uneori timp nici să mergem la toaletă. Cred. Cetățenii cred dacă s-ar desființa poliția locală, n-ar putea respira fără poliția locală. De ce spun asta? Deci, telefonul zbârnie într-una. Mi s-a ocupat locul de parcare, sunt blocat în piață, mi s-a blocat poarta, este o gură de canal descoperită. Pentru orice sună pentru la poliția orice. Locală. Deci telefonul într-una sună. Problemele cetățenilor sunt multe. Deci dumnealor sună la poliția locală, noi suntem lângă cetățeni și noi avem hotărârile de Consiliul Local care putem aplica. Și îi putem ajuta. Deci, părerea mea, cetățenii municipiului Focșani nu ar putea respira fără poliție locală. Și uneori, chiar dacă nu puteți să-i ajutați concret, în sensul că nu e în atribuțiile poliției locale dăm telefon la serviciile de specialitate, de exemplu la ecarisaj, dacă sunt câini care atacă sau sunt agresivi. Și noi adică oricum le rezolvați problema, le dar apelând oricum. La alte servicii. Da, și bănuiesc că uneori mai faceți și psihologie, așa. Facem și psihologie și primim, câteodată primim și mulțumiri, câteodată și înjurii, dar le primim și credem, eu cred că nu se poate fără poliție locală. Bănuiesc că cetățenii orașului dumneavoastră nu știu că dumneavoastră nu mai sunteți plătiți de nu știu câte zile, pentru că la capătul firului întotdeauna răspunde cineva, nu? Da, răspundem non-stop, 24 din 24. Nu știu problemele noastre și chiar unii nici nu știu toate atribuțiile noastre. Cum vă descurcați în această perioadă în care nici n-ați mai luat bani și nici nu știți când veți mai lua? Păi ne descurcăm, avem conștiință să venim la serviciu. Cred că o să și revină. Sperați să se rezolve, de fapt. Ceva... Mereu am trăit cu speranța noi. Da, speranța asta mare ultima. Asta ne-a ținut în viață. Cum e viața de lider sindical în astfel de perioade aproape dramatice pentru poliția locală? Sincer, foarte grea. Foarte grea spun asta pentru că... văd neajunsurile oamenilor în momentul de față și nu am puterea să-i ajut pe loc, ceea ce stă în puterea altora. Toată lumea se uită cu speranță și cu speranță la noi. Ce facem? Ce faceți? Iar noi apelăm la Prolex, la dumneavoastră, care ne-a sprijinit de fiecare dată și găsim un sprijin și de data asta. În momentul ăsta, cam singura speranță este acest sindicat care va face ceva pentru noi pe cale legală. Noi ne-am considerat destul de educați și funcția care o deținem nu ne-am permis să ieșim la o așa zisă țigăneală care ne-ar fi așteptat dânsii. Am fost învățați, ordonați să facem lucrurile legal și nu cu circ. Da. Cel puțin în momentul de față noi nu ne dorim circ. Circ să facă dumnealor care își doresc să facă.
dar nu pe spinarea noastră, care doar cerem să ne primim salariile și atât. Da, prestăm, da. Am prestat muncă pentru acest bănuț și în momentul de față nu ne-l putem primi. Și stăm nu că v-ați prestat, ci mergeți în continuare, și mergem în continuare. Zi de zi, noapte sigur, de noapte, sigur, în condițiile în care nu sigur, ați în casa bani. Nu ne permitem, nu ne permitem să ieșim din ședințe ca dânsii, nu ne permitem, nu ne permitem să nu venim la serviciu după 3 zile destituirea din funcție, deja este permisă să se facă, că nu m-am... Și pe, atât, nu, cred că și nu numai atât, adică... Dar eu nu voi renunța, nu se renunță așa ușor. Avem familie, avem copii la școli, la facultăți, trebuie să mergem mai departe cu ei, ei cu noi, noi cu ei, și asta îmi doresc să înțeleagă Consiliul Local, că noi nu avem nicio vină să suportăm aceste efecte ale unui război politic. Corect, corect.